Hai, eu și Sangat, eu sunt Dumitru și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi o să fac un clip în care o să vă explic, să zicem, avantajele de a fi un YouTuber și cum am schimbat eu făcând YouTube. Pentru că, sincer, asta îți poate aduce un avantaj, te poate schimba în bine, sincer. Și vreau să încep această listă de beneficii zicând că m-am schimbat. Acum pot să vorbesc mai deschis, pot să... Nu știu sigur dacă din cauza liceului m-am schimbat eu în modul în care vorbesc, în modul în care mă port și în modul în care pot să mă exprim, pot să vorbesc cu alte persoane, chiar și străine acele persoane. Pentru că, sincer, nu știu dacă m-a ajutat liceul, nu știu cum ar fi putut să mă ajute și sunt de părere că YouTube-ul m-a ajutat pentru că pe YouTube pot să vorbesc ce vreau, cum vreau, atâta timp să zicem că cât nu rănește pe cineva sau nu e ofensiv, nu știu. Și astfel am putut să vorbesc liber, am putut să spun absolut ce vreau, presupun. Pe YouTube am putut să vorbesc deschis și să vorbesc cu o comunitate care nu este în fața mea și nu pot să le văd privirea aceea rece sau goală sau nu știu cum, nu că voi așa ați avea o privire, doar că înțelegeți cum este diferența de a face un clip pe YouTube și de a vorbi deschis în fața unui public. E cu totul altă chestie. Spre exemplu, dacă aș sta în fața unor oameni, ăia fiind 1000 și ceva, 1100, e bine, ar fi destul de greu pentru mine, adică ar trebui să înțelegeți. Și a fost cu mult mai ușor să fac asta pe YouTube. Am putut să mă exprim, să-mi exprim ideile, să le pun în practică. Parcă YouTube-ul m-a ajutat, sincer, ca să nu mai fiu atât de timid. Spre exemplu, nu știu dacă se pune și altundeva față de școală, dar parcă numai școală m-a schimbat, deși parcă și acasă sunt, sincer, indecis. Mă înțelegeți? Deci, scuzați-mă dacă sunt foarte indecis sau nou, nu pot să-mi pun gândurile cum trebuie. De ce dracu pe filmare freza îmi stă mai bine? Sau mă rog, se vede mai bine. E dracu de perspectivă că când mă uit în oglindă parcă zic că-s moartea. În afară de asta, după părerea mea, cred că am devenit și puțin mai creativ. Pentru că de-a lungul timpului nu am avut idei de ce să fac pe YouTube. Astfel că m-am gândit așa îndelung și mi-au venit idei așa și sincer cred că originale și nu cred că făcute de altcineva și inspirate din ideile altora. Dacă ești o lepră ca mine și nu ieși niciodată din casă, stai mereu pe calul altor, ei bine, dacă faci YouTube, asta oricum ți-ar putea aduce niște avantaje. Spre exemplu, că ești mic, că ești mare, poți să ceri ajutorul, să zicem, altei persoane care faci YouTube sau altei persoane care te-ar putea ajuta în ce vrei tu să faci într-un clip. Ori asta, ori altcineva ar putea să te roage pe tine pentru că persoana aceea este mai mică și nu neapărat cu o promovare, ca asta cere toată lumea în comentarii. Acum aia e cine nu vrea promovare, dar poți să ai niște colegi, niște prieteni, niște persoane pe care o să te cunoască din YouTube și apoi o să te roage să faceți clipuri împreună, adică why not? Știți, pe Avram Alin, uite aici, cred, sau what the fuck, nu știu niciodată unde e, dar în orice caz, aha, acum înțeleg de ce nu-mi stă bine freza când mă uit în oglindă. Aici e invers. What the fuck, îmi stă păr mai bine invers. Hai că nu arăt ca moartă, dar parcă ar fi what the fuck, ar fi mai bine invers. E bine, am făcut cu Avram Alin două clipuri, un am-nam și un whisper challenge. Sincer, chiar mi-au plăcut, parcă atunci când am fost la el, am avut puțin mai multe energie, am avut un alt vibe și parcă am avut o energie mai bună, idei mai bune pentru editul pe care l-am făcut la acele clipuri. Ei bine, aveți acolo în cardul unde dracu o fi clipurile și o să vă pun în descriere noului canal, pentru că el ca deșteptul și-a dat dracu amândouă canalele, avea două, a uitat parola la amândouă sau mă rog, a uitat și e-mail-urile, sincer, ce să faci dacă ești greu de cap? În orice caz, are un canal nou, vi-l las în descriere. Plus încă un băiat Marius care face tutoriale la orgă, presupun. Da, un tutorial la orgă, în orice caz. Le las și pe el descriere, abonați-vă la amândoi că, da, fac și eu treaba acolo. O să facem în curând eu cu Alin o chestie. O să vedeți. S-ar putea să fie cringe, dar în orice caz.
lăsat să fie surpriză. Dacă, spre exemplu, vrei atenție și în viața reală, dar și pe YouTube, e bine, făcând YouTube și făcând ceva care nu e cringe, nu e prostesc, nu e ceva de la care te face de râs, cum am făcut eu în unele cazuri. E bine, colegii tăi ar putea foarte simplu să-ți acorde atenție, să mai facă câteva glumițe care ar trebui totuși să le accept, pentru că, să zicem, Doamna, avem și noi un YouTuber aici, sau nu știu ce, se poate orice fel de glumă. Se poate în orice situație să aducă vorba că tu ești YouTuber sau nu știu ce. Dar în restul ai putea să primești oricum și niște suport, o susținere morală, pentru că ei chiar ar putea să creadă că tu faci ceva acolo și că poți chiar mai mult. Cum am și eu niște colegi așa care zic că eu chiar fac ceva acolo și chiar e ceva bine. Făcând YouTube, astfel poți să cunoști persoane noi, pentru că pe la început acele persoane pot să se împrietenească cu tine pe Facebook și poți să vorbești cu ei, să joci jocuri, poți să vorbești numai așa, să stai de taină sau chiar să faci clipuri împreună cu acele persoane. Spre exemplu, dacă tu faci YouTube și cineva zice, sau chiar tu însă îți zici că nu faci nimic cu YouTube-ul ăsta, că este degeaba, e bine, dacă tu știi că faci o chestie bună, atunci ar trebui și să știi că n-ar trebui să te oprești și că este bine că faci YouTube, îți poate aduce succes în unele cazuri, îți poate aduce un hobby productiv, pentru că poți să cunoști persoane noi, poți să îți dezvolți creativitatea, poți să înveți astfel să editezi clipuri și chestia asta chiar ar putea să te ajute în viață, pentru că nu știi niciodată când vrei să faci un clip special pentru o persoană specială a ta. Și oricum, dacă faci YouTube și ești în entertainment și asta vrei să faci, clipuri de entertainment, clipuri amuzante sau interesante, atunci ar trebui să te gândești că clipurile tale, dacă chiar sunt amuzante, și probabil sunt pentru unele persoane cel puțin, trebuie să știi că undeva acolo cineva râde când se uită la clipurile tale și chiar te apreciază. Și asta ar trebui să te facă să te simți chiar foarte bine despre tine. Să faci YouTube este chiar un hobby foarte frumos și o chestie destul de plăcută. Poate să te scoată din unele stări proaste, pentru că pe YouTube poți să te exprimi. Nu neapărat să îți zici probleme, poți să faci și asta, spre exemplu, pentru că unele persoane de pe internet, nu multe, dar sunt și persoane pe internet care pot să vină și să te susțină, să-ți spună în comentarii că este ok, că n-ar trebui să fii supărat și chestii din astea. Dacă te simți prost, fă ce-ți place și astfel te poți revigura, te poți simți mai bine după aceea. Eu, sincer, cred că de asta fac YouTube, pentru că uneori am unele stări proaste, pentru că asta mă face să mă simt mai bine. Dar probabil și pentru că, după părerea mea, am nevoie de atenție, în sensul că, sincer, aș vrea să am succes, aș vrea să fiu mare și mă gândesc că o să fiu într-o zi dacă, de exemplu, am noroc și un clip de-al meu devine viral. Faza e că e din cauza că vreau atenție, e din cauza că vreau să fiu apreciat, doar că nu mă gândesc eu să mă duc pe o scenă sau nu știu unde, sau să fac ceva impresionant și după aceea să primesc aplauze, pentru că nu știu ce aș putea să fac în felul ăsta. Pe YouTube poți să faci practic orice și tot primești susținere, chiar dacă contentul tău nu este atât de interesant. Nici contentul meu nu este cel mai tare, sincer, dar încerc și eu să fac ce pot, ce îmi place, să mă simt bine și să nu fie chiar atât de plictisitor. Spre exemplu, dacă văd că un clip este plictisitor și chiar și mie îmi e plictisat atunci când îl editez, spre exemplu, eu renunț la el. Ok, sincer, cam atât și cu clipul ăsta, sper că ați înțeles mesajul și tot ce am vrut eu să explic în acest clip. Așa că nu uitați să dați un like și o muiță la hater, un share, subscribe, să porniți notificările. În descriere aveți rețelele sociale, un link de PayPal, detalii despre promovare, câteva canale care consider eu că sunt șmechere. Nu uitați să vă rugați la Sfântul Dumitru și eu cam atât am de spus, hai marș!